Mobila albă din bucătărie îi trezea amintiri. Toate imaginile din copilărie și din adolescență erau împletite cu raze de lumină. Mamei îi plăcea albul să fie totul alb. Fereastra mare era mai mereu deschisă să intre și aerul odată cu lumina. Miranda și-a turnat al doilea pahar de blanc pescador. Nu știa cum să-i spună lui David că nu mai vrea să se întoarcă la casa ei din fundul muntelui. O așteptase să vină de la gară și poate că era supărat, de-aia dormise mai devreme. Sau poate că era doar obosit. La vârsta lui e ceva firesc. Ioana îi administrase medicamentele și apoi lăsase fiolele și ambalajele ordonate ca o mică armată care își dăduse duhul pe câmpul de luptă. Totul la final. Ultimele cuvinte spuse apăsat, cu emoție, cu mare emoție, iubitul meu tată. Miranda s-a dus la fereastră, luna îi se strecura în inimă ca un cuțit de argint. Nu mă mai întorc. Nu mă mai întorc și gata. Acolo nu e de mine. Cum să-i spun? El o să mă trimită înapoi. De mici capricii, de fetiță. Nu, tată, nu-s capricii, ba-s capricii. O să vă înțelegeți până la urmă, o să-ți treacă. Mie? Se certa cu ea însăși Miranda. Capul era plin de dialoguri, mintea tulbure plină de voci. Tata mi-a zis că nu există circumstanțe perfecte. Totul trebuie pregătit de noi în interior. Nu putem aștepta să se schimbe ceva sau cineva, așteptăm degeaba. Noi trebuie să ne schimbăm. În razele blânde ale dimineții, totul era pregătit. Miranda scosese o față de masă din damasc alb, o netezise bine. Sufrageria mirosea a cafea proaspăt preparată, pusese farfurile albe și tacâmurile din alpaca. Pe David o să-l mai lase puțin să doarmă. Miranda s-a dus să cumpere ziarul lui preferat. Joia are la mijloc două pagini de culoare verde pal, paginile de cultură preferatele lui. Pe strada care se trezea la viață, Miranda s-a simțit deodată liberă, foarte liberă. Trotuarul abia udat, mirosul de patiserie abia ieșită din cuptor, bicicliști, tineri cu căței, domn în costum și cu un aer ușor adormit. Femeia de la ziar i-a întins un exemplar și i-a zis: o să dispară și astea odată cu internetul, așa cum o să dispară toate. Dar nu-i nimic. Miranda o privea senină, să dispară, zicea ea în gând. Așa, nu o să mai trebuiască să mă stresez dacă să mă întorc sau nu la vatra mea din munți, la bărbatul pe care nu-l înțeleg la școala unde se sună de pauză întotdeauna cu 3 minute mai târziu. Miranda a cerut o revistă de modă. Un glossy pe cale de dispariție, a zâmbit ea politicos.